dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor și tulburarea liniștii și ordinii publice. După scandalul făcut de Diana Șoșoacă la un centru de vaccinare din județul Iași, parchetul general investighează scandalul după ce Direcția Județeană de Sănătate Publică i-a făcut plângere penală, acuzând-o că a împiedicat procesul de vaccinare. Și polițiștii s-au autosesizat în acest caz. Săptămâna trecută, senatoarea a mers în comuna Răchiuteni însoțită de mai multe persoane care au scandat lozinci, antimască și antivaccinare în fața centrului mobil. Șoșoacă s-a certat cu medicul de la centru și cu primarul din localitate, a transmis totul live pe o rețea de socializare, iar timp de 2 ore niciun localnic nu s-a imunizat.